99 triciclete, când au fost 27 triciclete. Când au fost... Deci asta minte că diferența aceea, și acum sunt numai două față de 20, deci o să avem răspuns corect. Care va fi răspunsul? Răspunsul va însemna două triciclete și 8 biciclete. Hai să vedem, vedem proba, să vedem dacă așa este. Două triciclete înseamnă câte roți? Biciclete înseamnă 6 roți. 6 roți. Iar 8 biciclete. Adică la biciclete sunt 2. Adică 8 și încă o dată 8. 8 plus 8. 8. Unde te uiți, cauți în urmă, da? Uite, la 4 biciclete sunt 8 roți. 8, la 8 biciclete, încă o dată 4. Încă 8. Încă 8. 8 plus 8 egal 5. Câte? 8 plus 8 egal 16. 16 roți. Și în total, 16 și cu 6? 16 plus 6 egal cu 22. 22. Vezi, Mărica, aici trebuie să urmărim. 22 înseamnă peste 20 cu 2 și îți indică astea două, între două triciclete, iar până la 10 rămân 8 biciclete. E foarte simplu. Și ia să vedem pe asta. Vezi problema? Tot 10 total. Tot 10 total. Și acum 26 roți. 26 roți. A fost, da. 25 roți. 25 de roți. Răspunsul rapid. Cinci triciclete și cinci biciclete. Deci vezi? 5 și 5 este răspunsul. Acum, am înțeles, dacă eu schimb aici în loc de 10 total, pun, ia să vedem, 12 în total. Total. 12. Indică tu numărul minim și numărul maxim de roți. 12. Cât va fi? La 10 o fost semna 30 maxim. Eu am zis 12. Mai vin încă două triciclete. Dacă mai vin două triciclete, pe 30 cu câte îl depășesc? Cele două triciclete vor avea în plus 30. Și 36. Sigur, dar cu curaj. 36. Deci 36 ori să fie numărul maxim. Iar numărul minim de roți, dacă am depășit cu două biciclete, câte roți vin în plus? 4. Atunci, va semna cât ai să pun? 24. Acum, când compunem probleme, după ce am fixat numărul maxim și numărul minim, când compunem probleme, trebuie să fim foarte atenți să dăm numere între 36 și 24. Spune-mi tu un număr cuprins între 36 și 24. 37. Nu-i cuprins, sigur că nu-i cuprins. Așa, alt număr care să fie cuprins. Dă-mi tu un număr. 35. Deci, punem 35 roți. Mărica, dacă îmi dai răspunsul foarte rapid, dar deodată, da? Suntem foarte bucuroși. Deci foarte bucuroși să-mi dai răspunsul deodată. La 35. Stai un pic să mă gândesc. Da, dar vreau... Când erau 36 de roți, pentru 36 de roți erau toate triciclete. Acum sunt 35 de roți. Câte triciclete? O bicicletă. O
bicicletă. O bicicletă și 11. 11 triciclete. Deci răspuns ar fi o bicicletă, care înseamnă două părți, și 11 biciclete, care înseamnă 11 ori 3, te face 11 ori 3. 11 ori 3... Adică 11 plus 1, 11 plus 1, 11... Nu, 3 plus 3. Plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Eu mă gândesc să zic așa, adun o roată la cele 11, iar o roată la celălalt 11, și iar o roată la 11, și ca să vină mai ușor, că 3 plus 3 plus 3 plus 3 obosesc. Dar eu gândesc la număr o singură roată la toate. 11. La celelalte toate 11. Și de 3 ori câte 11 ori cât fac? 11 plus 11 plus 11. 33. 33! 33! Uite, Măriuca, este o șmecherie grozavă asta. Pentru că zice așa, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 11 ori. Vai de mine, și câte trebuie să muncesc. Muncesc mult de tot. Muncesc mult de tot, dar așa zic. Ia să zic eu 11 odată de la toate cele. S-a văzut faci. Uite, o roată la 11. De la toate de cele. Ia, plus 1, 11, a doua roată. Și plus 1, 11, a treia roată. S-a văzut faci. Păi asta înseamnă 11 ori 3. Sau 3, de 3 ori. 11 ori 3, fii atent că și tu ai intrat într-un teren foarte frumos. Deci, 11 ori 3, ca să pune și punctul acela, știi, nu? Da. Este egal cu 3 ori 11. Și eu am făcut varianta asta, de 3 ori de 11, care mi-a dat, m-a condus spre 33. Și răspunsul corect, ia să vedem, 33 cu 2, egal cu 35, da? De răs. În ultima problemă care ți-o compun și cu asta încheiem, am promis, dar vreau răspuns direct. Deci mă interesează foarte rapid. Tot 12 în total. Deci 12 în total și 30 roți. E bun ca număr dat? 30? Da. Ei, răspuns. Rapid. Așa, cum gândim. 3 biciclete și... 3 biciclete și... 9 triciclete, da? Încercăm. Deci 3 biciclete. L-ai dat la întâmplare sau... Gândit un pic sau gândim, ori nu gândim mai la matematică, deci povestea nu pe jumătate. Gândim până când ajungem la răspuns corect. 12 fac, nu? 9 triciclete fac în total. Dar dacă ne gândim la învăți 3 ori câte ai, de 2 ori câte 3, 3 plus 3, 6. Iar aici, 3 plus, odată 9, încă o dată 9, încă o dată 9, 99 este egal cu 9 plus 9 plus 9. Ia să vedem ce facem. 27. Și totalul 6 și cu 27. 33. Prea mult. Ei, fiindcă am depășit numărul de roți, înseamnă că nu, cine sunt multe? Tricicletele sunt multe. Cu câte triciclete în plus sunt? Trebuie să fie atunci 4 biciclete și 8 triciclete. Da. E altfel o variantă, o analizăm. Dar
bănesc că nu merge. Dar tu unde trebuia să te uiți? Și ai 30-ul ăsta. Depășește pe 24 cu cât? Cu... 30 pe 24. 6. Acele 6 roți în plus vin de la câte o triciclete. Deci sunt cât? V-ați spus corect. 6 ce? 6... 6... Nu știu, tu nu, eu nu am tot nimic, nu știu ce să spun. Șase triciclete, sigur că da. Șase triciclete. Din cauza și șase biciclete. Și șase biciclete. Ia să le facem proba. Deci, de trei ori câte șase. Da, spunem 6 plus 6 plus 6, care face cât? De 3 ori câte 6? 18. 18. Dar am mai făcut asta. Și am mai făcut o dată, sigur. Și de 2 ori câte 6? 6 plus 6? Egal cu 12. 12. Și când adunăm? 18 și cu 12? 30. 30, vezi? Deci cu cât depășește? Deci, cu cât depășește numărul de roți pe numărul minim de la biciclete, de partea care sunt spate biciclete, 6, acela îți indică triciclete. Pe fiecare roată în plus indică triciclete. Hai să ne oprim, că așa am spus. Mulțumim prietenilor noștri că ne-au urmărit și ne promitem și mâine seară și mâine dimineață o lecție tot atât de frumoasă și chiar mai frumoasă. O să fim mai odihniți și o să facem lecție. Perfect. La revedere.